Salutare inimoșilor și bine ați venit la un nou vlog BHS. Salutare inimoșilor și bine ați venit la un nou vlog BHS și la o nouă poveste super, super drăguță. Azi vorbim despre Linda. Într-un alt vlog vă povesteam despre Max, care a fost un cățel inclus în programul Romanian Prison Dogs și atunci v-am zis puțin și despre program și v-am lăsat și un link. Așa că o să vă las și aici un link să vedeți despre ce e vorba. Nu o să vă mai povestesc, doar o să vă spun că și Linda făcea parte din același program. Ba mai mult, Linduța a fost vedeta programului. A fost, nu vedeta, a fost imaginea programului. O nebunie de cățel, o circăreasă, o tâmpită. Nici n-am cum să vă explic. Vreau să vă las neapărat poze cu ea prin zonă, să o vedeți. Și o să vă las și afișul, de fapt, nu afișul, poza de bază a proiectului. Fotografia de bază făcută, bineînțeles, de al nostru prieten Bogdan Buda, care a ieșit absolut minunată. E Linda cu unul dintre rezidenții penitenciarului Jilava, pe care am pus-o peste tot, pe flyere, pe roll-up-uri, peste tot era fotografia asta, care e absolut genială, vedeți, da? Și toată lumea ne întreba, păi, e luată de pe net, nu? Nu? Cum nu e luată de pe net? Adică vrei să-mi zici că băiatul ăla e așa și cățelul e... Băiatul e acolo și cățelul e tot acolo și se înțeleg foarte bine. Și lucrează împreună și a ieșit poza asta absolut minunată. Linda este rezultatul și victima, nu ea neapărat, pentru că ea a avut un noroc foarte mare, dar mulți câini, foarte mulți câini sunt victime ale înmulțirii necontrolate. Da? Înmulțirea necontrolată a maidanezilor. Pe străzi, pe lângă București, pe lângă orașe și tot așa. Asta pentru că trebuie să înțelegem și poate să înțelegem vreodată în viața asta că singura șansă a animalelor fără stăpân este sterilizarea. Sterilizarea în masă, pur și simplu. O spun acum și o să o spun mereu și o spun de fiecare dată. Mai apar tot felul de nebuni care vreți să stârpiți maidanezii. Nu vrem să stârpim neapărat maidanezii, dar nu aș vrea să-i mai vă chinuindu-se. Prin adăposturi, pe străzi, striviți de mașini pe stradă, știi, chestii de-astea. Adică, nu mai bine nu se mai înmulțesc în halul ăsta? Ăsta e un alt subiect. Și nu o să-l atingem aici. Revenind la Linda, ea e un caz de genul ăsta. Mama ei a apărut în jurul penitenciarului Jilava, a fost preluată, cred că avea deja pui, nu știu exact. Iar Linda, restul au fost dați, cred, Linda a rămas la padoc și a crescut acolo. Avea deja 2 ani, cred, când am cunoscut-o eu. O nebunie de cățeluș, o nebunie, o popușă. Iar este un câine care nu a avut niciun fel de traumă, nu a fost lovită, nu a fost înfometată, a avut o viață ok, doar că a stat în padoc. Și am avut probleme cu adopția ei, pentru că am promovat-o destul de mult și încercam să arăt cât de bună e și cât de haioasă și cât de dulce. Și nu ajungea la oameni. Și știam de ce. Adică oamenii nu prea adoptă maidanezi. Nu prea spre, nu chiar deloc, dar oricum, maidanezii se adoptă extrem de greu. Băi, și m-am chinuit cu adopția. Ne-am chinuit toți, că o postam peste tot. Încercam să arătăm cât de mișto e, cât de haioasă e, cât de dulce, cât de bună și nimic. Și știam că motivul e faptul că e maidanez. Dacă nu aparține niciunei rase. Pentru că la noi e o problemă mare în sensul ăsta. Românii nu prea adoptă
mai danezi. Ok, și am zis, hai să o mai punem pe aici, pe acolo. Am făcut pus mult timp, mult, mult, mult timp. Până într-o zi, când am primit, cred că mail, da, mail am primit. Aveam atunci un parteneriat foarte drăguț cu cei de la sentimente.ro, care făcuseră cât un profil pentru 10 dintre câinii pe care îi promovam eu pentru adopție, ca și cum își caută, bine, chiar își căutau omul. Și le-au făcut cât un profil super, super drăguț cu poze, iar cea care mi-a dat mail-ul a văzut anunțul ăsta într-o reclamă pe net, a intrat pe sentimente și a făcut cont pe sentimente doar ca să ajungă la contactul meu și să vorbim. Mi s-a părut foarte tare. Și m-a sunat și am vorbit mult la telefon. Mai mult decât atât, s-a dus o vadă. Acolo a mai pus ochii și pe alte cățelușe, dar tot Linda i-a rămas în inimă cumva. Și după un timp am stabilit că va merge la ea, deși nu eram în București. Am dus-o împreună și, na, emoții, ca de fiecare dată. Ideea e că s-a adaptat incredibil de repede. Sunt înnebunite una după alta și toată familia, de fapt, o iubește pe Linda. Are curte, poate să alerge cât vrea, ele mai merg împreună și în pădure, lângă. Dar zic să lăsăm vorba lungă, de fapt eu s-o las, și să o vedem pe Linda, dar și să vorbim puțin cu mama ei. Hai! Hello! Hello! Da, hai să începem drăguț așa cu momentul în care te-ai hotărât tu să adopți și momentul în care ai văzut-o pe ea. Ideea de a adopta un cățel era de mult așa in the back of my mind. Și știam de tine, de Big Heart Society, de ceva timp. Decizia efectiv a venit atunci când m-am mutat la curte. Și, sau mă rog, înapoi la curte și știam că pot și am spațiu și resurse și timp să mă ocup de un cățel. Iar pe Linda, a trebuit să-mi fac cont pe sentimente.ro. Da, știu că aveam o campanie atunci cu sentimente.ro și era și ea cap de listă acolo și te-ai făcut cont, a? Da, mi-am făcut cont pentru că cred că nu mai aveai deloc pe pagina ta și erau toți acolo. Erau 10 căței, unul singur fusese adoptat și am văzut-o pe Linda. Și cred că ți-am trimis mail și apoi am aranjat să merg să văd, să o cunosc la paddock, la Jilava, unde era. Așa, da, că tu ai mers acolo să o vezi mai întâi. Cum a fost? Adică știu că mi-ai fost la telefon, că eu n-am fost în ziua aia și... Cum a fost? Am avut un mic șoc pentru că seamănă cu cățelușa mea pe care am pierdut-o acum câțiva ani și a fost așa... dar a fost foarte drăguță, adică ne-am cunoscut, ne-am pupat... Și apoi cred că am venit încă o dată cu tine sau nu, că atunci când am venit cu tine am și luat-o. Da, da, pe urmă am mai venit direct și am luat-o și am mers cu voi până acasă, unde? În Alexandria? În Alexandria, da, că era să zic alt oraș. Da, și mamă, și am mers împreună, aveam așa emoții că te-ai scăvit singură, știi, zic, na. Îi sară în față, sare la volan. Dar a fost super cumintic, ai văzut. Da, iar acum, de când am început să merg singură cu ea în mașină, a fost o idee foarte bună să vii cu mine. Pentru că are husă și centură de siguranță și ham și tot și nu are cum să ajungă la mine în față. Deci asta e singura chestie care oprește să nu sară peste mine în față. Așa că nu știu cum aș fi făcut un drum de 90 de kilometri doar cu ea, mai ales fiind și a doua oară când ne vedeam.
Da, clar, nu era haos. Zim cu acomodarea, cum a fost când a ajuns în prima zi? Bine, nu, mie nu mai venea să plec de la voi. Și cum s-a adaptat ea și cu toată lumea și în prima săptămână, cum a fost, că atunci mai na, e proba de foc, așa. Da, a fost foarte ușoară, aș zice, acomodarea. Ce am observat la ea au fost schimbări în comportament, în sensul că s-a relaxat și a învățat curtea și la început a stat doar în spate, după aceea și-a făcut curaj să vină și în față. Era super liniștită și după câteva zile a început să alerge, ceea ce iarăși a fost un semn pentru mine că e acasă, că devine acasă pentru ea. Și a fost, nu știu, foarte simplu. Nu am avut niciun fel de probleme cu ea, n-a făcut nimic, nu, ca, nu știu, gen să rupă tot. Sau, adică, cred că singura chestie a fost că se ceartă cu cățelul vecinilor, se latră la gard. În continuare. Acum nici nu mai are atât de mult acces pentru că ai mei au făcut un gard la flori ca să nu se mai plimbe printre flori și atunci nu mai ajunge acolo unde se lătrau ele înainte. Cred că ți-ai ales cel mai, cum îi ziceam noi, pe cea mai mare circăreasă. Și văd că își continuă circul. Adică se urcă pe tine, mi-ai arătat pozele alea, e ceva, și are niște poziții incredibile. Cum mai e acum? La fel, nu? E la fel. Este, ce e interesant e că ne-a învățat pe fiecare ce cum și știe cum să se joace cu fiecare dintre noi. Dar da, adică are aceste poziții în care se pune cu bâta în sus și se întoarce cap așa și se întinde și boftează și adică n-ai cum să nu râzi și să nu te bucuri când ea este așa, te bine dispune instant. Hai, zi-mi cum s-a schimbat viața de când. Dar chiar cât timp a trecut, că nu mai știu. 6 luni. Cât? Deci crezi că au trecut 6 luni? 6 luni? Da. Mamă, nu. Era octombrie, începutul lunii octombrie. Da, exact. Bă, este terapie pentru mine cățelul ăsta. Adică, ți-am mai zis asta și este efectiv, adică felul în care se bucură de fiecare dată când vine acasă sau când n-are răbdare și zgârie poarta până reușesc eu să intru și nu știu, este absolut minunată și mă bucur foarte tare că a venit la mine. Hai să o vedem pe ea și puțin, așa. Ok. O vedem? O vedem, o vedem. Sper să putem să o vedem. Ți-am spus că ei nu-i place foarte mult să-i pui telefonul în față. Dar o să trecem pe telefon și mergem cu curte la ea. Faci cu așa. Ce faci, băi? No, uite ce e așa îndoia lava și este cel mai drăguț lucru e, bă, dacă n-ar fi aici o mătură. Lasă-mă! Ce faci, bă? Hai, hai. Ce faci, băi? Măi, drăguța drăguțelor! Linda! E, cât de circăreasă și nebună e Linduța. Fix așa cum v-am zis.
Sper, încă o dată, ca la fiecare vlog, să ajungă și povestea asta la cineva și poate să îl facă să se gândească sau să o facă să se gândească înainte să cumpere și să zică, bă, cred că adopt. Până una alta, rugăminte mare, subscribe, clopoțel și nu uitați, ne vedem pe Facebook, pe Instagram, dar hai și pe TikTok, că poate mai facem chestii funny și pe acolo. Inimoșilor, v-am pupat și vă mulțumesc că ați stat până la final.